Când a apărut FC24, am creat cea mai scumpă echipă a României din acel moment. Astăzi vreau să construiesc din nou cea mai scumpă echipă a României după transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham și a lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. Plus rațiul la Raio Vallecano, cotele jucătorilor noștri s-au schimbat destul de mult. Așa că astăzi vreau să reconstruiesc din nou FC România în FC24, să vedem dacă reușim să câștigăm Superliga cu aceștia. Suntem la RoFC cu Rednic, antrenor. Le-am făcut kitul galben, nu știu de ce exact le-am făcut kitul galben, că mie nu-mi place foarte, foarte tare galbenul așa mult. Îmi place, că nu-mi displace, dar nici nu-mi place foarte tare, însă le-am făcut kitul galben. Și aici avem toți jucătorii. Horațiu Moldovan în poartă. Stați așa, să-i punem pe rând. Horațiu Moldovan în poartă. Pe dreapta îl avem pe Andrei Raciu, jucător cu care am și eu tricou de la Raio, dar mă rog, n-am ăsta, eu l-am pe ăla al treilea, cum ar veni third kit-ul. Foarte șmecher tricou. Burcă în apărare alături de Radu Drăgușin. Bancu pe stânga. Denis Man pe partea dreaptă, cel mai în formă jucător din Serie B. Și probabil va prinde și un transfer destul de bun, zic eu, Denis Man, un jucător excepțional oricum. În centru, Stanciu la mijlocul terenului, alături de Darius Solaru, iar în atac, Luis Munteanu alături de Florinel Coman. Așa ar trebui să arate cea mai scumpă echipă a României, conform abonatului nostru, căruia vreau să-i mulțumesc că mi-a lăsat acest comentariu la primul videoclip de acest gen pe care l-am făcut. Așadar, mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu și hai să-i dăm drumul să începem cu transferurile. În primul și în primul rând îl avem pe Horațiu Moldovan, care are clauză de 5 milioane. O să o plătesc direct și o să negociem direct cu Horațiu Moldovan. Să vedem ce reușim aici să facem, clar, o să fie crucial. Am dat un buget destul de mare pentru ăstale noastre gen. Contract pe 2 ani pentru Moldovan, disregard release clause, și o să-i dăm un 30.000. Asemnătură? Da, e ok, acceptă. Horațiu Moldovan este primul jucător pe care îl aducem la echipa noastră și îl prezentăm aici frumos cu Mircea Rednic. Actually, nu știu de ce l-am pus pe Rednic, nu am vreo explicație pentru care l-aș fi pus. L-am pus așa, gen, că cu Hagi l-am tot pus pe la rebuild-ul și așa, și am zis acum, bă, hai să mai punem și pe Rednic, că se supără băiatul ăsta pe noi. Da, reușim aici să-l transferăm pe Horațiu Moldovan, portarul nostru de la Atletico Madrid, care a apărat versus Columbia. Din păcate am pierdut meciul 3-2, dar hei, Măcar am dat și noi două goluri și am fost fericit că am marcat acele două goluri, că n-au fost goluri rele. Au fost destul de interesante. Ce număr are Moldovan? Că nu m-am uitat. Numărul 1? Actually, nu știu, n-am fost atent să văd ce număr are, dar România FC îl semnează pe Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid. Bun. Continuăm cu Nicușor Bancu. Nicușor Bancu este următorul jucător. Clauză de 2 milioane pentru acesta. Mă rog, inițial nu se putea transfera, că au zis că n-are echipa destul scoat de la Craiova, mă rog, nu știu ce. I-am dat clauză 2 milioane, un fair enough price, că el e cotat la 1.400.000. Așa că pe stânga Nicușor Bancu este al doilea jucător pe care îl transferăm. Să vedem. Se descurcă aici la contract. Ce contracte facem? O să-i dăm 10.000 și lui. Contract pe 2 ani și pentru Nicușor Bancu, și îl semnăm și pe acesta. Vine la FC România și reușim să aducem destul de mulți jucători pe aici. Iar da, o să fie o reconstrucție destul de interesantă, aș putea spune. Chiar o să vreau să văd cum o să crească toți jucătorii noștri. Ok, următorul pe lista noastră este Andrei Raciu, cu o clauză de 9 milioane de euro. O clauză mare, dacă mă întrebați pe mine, dar totodată o clauză care se merită, având în vedere că este un rightback foarte bun, Andrei Raciu. Chiar cred că se merită. O să-i dăm un contract pe 5 ani. Avea un contract pe un an. Bă, dar toată lumea avea contract pe un an, nu? Moară, bibi, disregard release clause. O să-i dăm vreo 20.000, gen, care are 14.000 acum. Îi dăm 20.000 și îl semnăm și pe Andrei Raciu de la Raio Vallecano. Bun, și transferul ăsta, n-o să vă mint, destul de bun, merge. Ok, l-am semnat și pe Raciu, foarte bine. Și cred că este momentul să-l luăm pe El Grande Jucatore, Radu Drăgușin. Unul dintre favoriții mei din acest moment. O să ofer direct 10 milioane. Au acceptat, gen. Credeam că a picat transferul. Mă și mira, mă, zic, ce, what? Cum să pice transferul la 10 milioane? Ireal. Ok, acceptă Tottenham această sumă de bani pentru Radu Drăgușin. Foarte, foarte bine. Îi dăm un contract pe tot pe 2 ani, o să vrea și el. Ok, băi, până acum am dat cam 30.000 să facem echipa asta. Bun, l-am semnat și pe Radu Drăgușin. Vine și el la FC România.
sprijine toți jucătorii și tot proiectul pe care îl are Rednic așa în minte. Se salută aici cu Andrei Rațiu, normal. Normal, păi nu se putea altfel, gen. Iar nu se putea altfel. Bun, e bine. Super, drăguț. Și numărul 27 prezentat la FC România. Foarte, foarte bine. Și trebuie să încep să-i și pun în echipa, așa să conturăm puțin echipa. Hai să terminăm totuși cu apărarea. Uite, îl luăm și pe Burcă, o să-i plătim clauza și îl transferăm și pe Andrei Burcă. Burcă care în meciul cu Columbia a greșit acolo în apărare, dar asta este, orice om greșește. N-avem ce să facem, se mai întâmplă. E normal și firesc să greșească. Contract pe 3 ani pentru Burcă și acceptă. Vrea clauză de 2 milioane, nu vreau eu să-ți dau clauză. O să stau cât cer tu, într-adevăr. Nu cere foarte mult, dar îl semnăm și pe Andrei Burcă. Nu o să mă uit la toate cațiunile astea, că devine prea plictisitor, să fiu sincer cu voi, că sunt aceleași și sper de la FC25 să avem altele, să fie mai șmechere un pic, să mai bage și ceva și pe la carieră, că e nasol și e jale rău de tot. O să vreau să modificăm și formația, hai să jucăm un 4-3-3 atac, aș zice. E mai ok, Moldovan în poartă, Bancu aici, Drăgușin alături de Burcă, dar avea pe Drăgușin pe dreapta și aici Andrei Erațiu, foarte bine. O să mai avem de transferat. Avem echipa asta, oricum, rău, majoritatea jucătorilor de sunt aici sunt cu overall foarte mic, tocmai ca să joace jucătorii noștri cu overall mare, gen Bancu, Drăgușin, Erațiu, Moldovan și așa mai departe. Ei trebuie să fie pilonii gen. Ok, și hai să transferăm mijlocașii, zic. O să începem cu Dariu Solaru, dintre cei mai scumpi. E cotat în realitate la 6,5 milioane de euro și Radu Drăgușin o cotă de 25 de milioane. Senzațional de mare cota lui Radu Drăgușin, dar cumva și pe măsură. Încerc să fiu cu voi. Bun, Dariu Solaru, ne înțelegem cu Steaua acolo și îl semnăm și pe Dariusică Olaru. Să vedem ce contract ar dori Olaru. Contract pe 3 ani merge? Nu, vrea pe 2 și el. Ok, contract pe 2 ani. Acceptăm totul, da. O să-i dăm un salar de 20.000. Hai să vedem. Mai mult decât are el acum, într-adevăr, acceptă. Vine și Dalius Olaru la FC România. Mijlocaș foarte bun. Și acum am dat seama că am cioc ca lui Darius Olaru. Mâncavaș gura voastră, uitați-vă aici. Eu sunt Darius Olaru. Eu sunt fratele lui mai mic, cum ar veni. Cum ar veni, mi-a furat ciocul. Dar avem același cioc. Jur că nu, n-am văzut asta niciodată. Nici măcar m-am gândit la asta. Olaru, numărul 7. Numărul 7. Cristiano Ronaldo de la FC România. Darius Olaru. Frații mei, am încercat toate variantele posibile să nu simulez un sezon și să transfer jucătorii. Așa, problema este că avem foarte mulți jucători buni care sunt împrumutați de la cluburile la care au fost transferați. Așa că n-am găsit nicio modalitate prin care pot să îi transfer și scap de loan ca să nu simulez un sezon. Drept urmare, a trebuit să simulez un sezon ca să pot să transfer următorii jucători. Oricum, o să refac contractele jucătorilor pe care i-am adus până acum. Cam aia e treaba, că altceva n-avem ce să facem. E bine că oricum n-aveau clauză și mă gândesc că încă sunt în club, într-adevăr sunt, deci este ok. O să le facem contractele din nou pentru că o să le expire și o să transferăm ceilalți jucători care n-au rămas și pe care n-am putut să-i transfer până acum. Răzvan Marin este unul dintre ei și pe Răzvan Marin acum cred că pot să-l transfer. Într-adevăr, acum pot să fac asta pentru că înainte eram împrumut la Empoli și nu puteam să fac asta, deci... Aici da, acum măcar pot să fac asta și mă bucur, e bine, îl luăm și pe Răzvan Marin la mijloc, totodată o să mai vină și Stanciu, restul jucătorilor, de exemplu și Iani Sagi ar fi putut intra în acest videoclip, însă din păcate în realitate i-a scăzut cota lui Ianis, ceva și noi aici facem cea mai bună echipă a României care să vedem dacă reușește să câștige Superliga sau nu, dar eu zic că da. Eu zic că merge. Hai mă pe 3 ani. Bun, o să-i dăm disregard release clause și o să-i dăm 30.000 are el acum la
Cali, are 30.000. Așadar, Răzvan Marin semnează cu Fece Romania. Îl aducem aici, mi-au morți picioarele de jumătate de oră. Am încercat să îi transfer și n-am reușit. Și m-am dat, bă, după la urmă am zis, ok, fuck it, simulăm un sezon și aia e, că nu e o pierdere foarte, foarte mare. Oricum, dacă e să luăm campionatul, luăm oricum, așa că suntem o... Ok, sunt curios să văd ce overall o să aibă, ce overall, ce tricou o să, ce număr pe tricou o să aibă. Marin numărul 8, tuți, forță, foarte, foarte bine. Și noi o să mergem mai departe la Stanciu, la Stancione, la Nicolae Stanciu, 31 de ani pentru acesta. În păcate, da, au și îmbătrânit un pic, că a trecut un an gen, dar... Măcar acum pot să-i cumpăr în puii mei. O să ofer 10 milioane pentru Stanciu și e ok, foarte, foarte bine. Îl semnăm și pe el. Mergem aici frumos să-i facem contractelul. Contractelul ăsta minunat. Vine cu agenta lui, că aparent are agentă, da. Ok, contract pe 2 ani pentru el. Disregare is close. Și avem un wage de 30.000, da. Îi dăm 30.000 la semnătură. Îl luăm și pe Nicușor Stanciu aici. Reușim să-l aducem la noi la club. Într-adevăr, vine aici cu Redni, cu Răzvan Marin, foarte, foarte bine. Dăm skip. Și mai avem 3 jucători de transferat. Luis Munteanu, Florinel Coman și Denis Mann. Exact. Hai să vedem. O să începem cu Denis Mann, actually. Destul de bun Mann și îl putem transfera. E destul de scump cel, de fapt. Nu e chiar atât de ieftin, 8 milioane. Bine, nu e nici exagerat de scump, dar nu e nici foarte, foarte ieftin. În orice caz, îl transferăm pe Denis Mann. Reușim să facem asta. Ne facem acum contractul crucial, normal. Contract pe 2 ani, sper eu, într-adevăr. Release clause 10 milioane, nu vreau release clause. Ok, și o să-i dăm 30.000 la semnătură și lui la wage, că are acum agent Denis Mann la Parma, are 30.000, 27.500 pe săptămână. Au bani, nu zic nu, chiar au bani mulți rău de tot, gen. Dar e foarte bine că l-aducem și pe el aici și cred că reușim să câștigăm campionatul cu echipa asta, adică e o echipă destul de bună, dacă mă întrebați pe mine. Acest best Romanian 11 e foarte bun, cei mai expensive jucători, totodată și cei mai buni pe care are naționala noastră. 31, numărul 31 pentru Denis Mann pe tricou. Foarte bine. Trebuie să luăm și pe Broscoiul de România acum, pe Kylian Mbappe, pe Kylian Mbappe. Florinel Coman, da, tot aia e, Florinel Coman, Kylian Mbappe, același lucru. Clauză de 10 milioane pentru Coman, nici nu știu care clauză. Ok, o să-i facem și lui contractul. Foarte tare, 10 milioane. Decent price pentru Coman, să fiu sincer cu voi. Iar un decent price, ok. Fără clauză, bun. Ne înțelegem și la partea asta. Și la wage o să-i dăm 20.000. Hai să vedem dacă vine. Vine, pentru 20.000, vine. Și Florinel Coman, îl semnăm și pe el aici foarte frumos. Și ultimul este Luis Munteanu, pe care va trebui să-l cumpărăm. După care vom simula acest sezon să vedem cum ne descurcăm. Este la Fiorentina lui Smunteanu. Delegate to buy. Nu te duci mai sus de 9 milioane jumate, na. O să-i dăm delegate ca să fie ok și, mă rog, contractul o să-l fac eu. Nu vreau să dau customize club, e ok, rămânem cu kitul ăsta. Ca ceva jucător, 5 milioane jumate, acceptăm, ba, uite că am avut bani, ok. Acceptăm pentru Luis Munteanu ultimul nostru transfer de la această echipă. Foarte bine, 72 euro la 22 de ani, o să le dau oricum și development plan, mă mai joc eu un pic pe aici. Uite, el vrea să stea mai mult la noi la club. O să-i dăm un contract pe 4 anișori, fără clauză, normal, că nu vrem clauză. Și ne zice el cât vrea, mamă, jumătate de milion la 15 goluri marcate. Bă, dacă dă 15 goluri, acel o să fie golghete în România, așa că suntem ok. Luis Munteanu a venit și el. Îl prezentăm aici oficial și până fac eu, mă mai învârt eu pe aici una alta, că trebuie să mai fac niște tactical vision-uri, mai aduc un manager, mai nu știu ce, mai un development plan, mai un capitan pus acolo frumos. O să simulăm oameni faini până la finalul sezonului. O să încerc să simulez până pe la ultimele partide să văd ce puncte sunt, pentru că aș vrea să ridicăm trofeul și desigur sper să ajungem și în finala Cupei României ca să avem și
și finala cupei și să o jucăm și pe aceea. Așadar, asta este echipa noastră, mă duc să-i pun pe toți în primul 11 și simulăm până la sfârșitul sezonului. Fraților, este final de sezon și văd că am câștigat campionatul, avem 66 de puncte, FCSB-ul pe locul 2 cu 54, o să jucăm meci cu Voluntar, nu știu dacă mai ridicăm Superliga, că sunt foarte multe puncte distanță, dar hai să sperăm că o facem. Echipa noastră arată foarte, foarte bine, doar Răzvan Marin e unhappy și nu înțeleg de ce. E unhappy, am văzut că și plecase prin pe la Gladbach, cumva, nu știu. Cred că e singurul căruia nu-i place din club aici la România. Dar mă rog, e ok, hai să jucăm meciul ăsta. Și Luis Munteanu este top scorer în Superliga, ok. Ok, am fost și în Conference League, apropo. Nu știu ce am făcut, sunt curios să văd ce parcurs am avut în Conference League, pentru că nu m-am uitat, doar am simulat și atâta. Mă rog, am mai făcut contracte pe acolo și cam atât în principiu. Hai să vedem meciul ăsta și e direct penalti. Răzvan Marin, jucătorul nefericit de la echipă, face penalti. Oai, dar direct cu mâna ne-a dat. Direct cu mâna după aia se rigen. Ok, hai să-l vedem pe Horațiu Moldovan versus Sigur Ionson. Bate în dreapta. Este 1-0 pentru Voluntari din minutul 3, dacă vă vine să credeți așa ceva. 2-0 Voluntari cu Sej, minutul 7. Este 2-0 pentru Voluntari. Păreri? Ce părere aveți despre scorul ăsta? Vine acolo Denisman, frumos, Luis Munteanu, pasă către Denisman, ocazie bună către, pentru Denisman aici, minutul 69, marchează FC România prin Denisman. Dă-i și noi golul ăsta, primul gol, marcat de Denisman acolo, frumos, frumoasă combinația asta. Să sperăm că n-a venit totuși prea târziu golul ăsta. Bine, frumoasă viziune aici, bine s-a dus și Denisman, bună finalizarea. Este 2-1. Răzvan Marin, Coman, Răzvan Marin, Luis Munteanu, se duce bine Luis Munteanu! Minutul 92, puterea FC României. Luis Munteanu marchează și obținem punctul. Golul de egalare, obținem un punct versus Voluntari. Bă, chiar dacă a fost versus Voluntari și nu trebuia să fie scorul ăsta, mă așteptam să-i batem, să știți că a fost un meci frumos ăsta. Iar foarte mișto. Ne-am dat drumul la joc după ce am marcat golul. S-a văzut că e fix ca la Naționala României. După ce marchează un gol, automat vine spiritul și pentru al doilea gol. Așa a fost și la noi acum. Iată că reușim să marcăm pentru 2-2. Foarte bine. Sunt curios dacă o să ridicăm totuși. Este final de meci. S-a terminat la egalitate totuși și nu cred că s-a ridicat deja Superliga. Văd că jucătorii se duc la vestiare. Așadar, cred că a fost ridicată cu meciuri înainte Superliga. Bine, ce-i drept, e drept, că sunt foarte multe puncte distanță. Însă, vreau să văd eu cine este golgheterul echipei noastre. Știu că este Luis Munteanu golgheter în Superliga, într-adevăr. La egalitate cu Denisman, nu mai e Munteanu, e pe un man acum. Mă rog, sunt la egalitate amândoi. Ok, deci Denisman și Luis Munteanu la egalitate. Foarte tare. Vreau să văd eu la statistici. Aparențe Moldovan a avut foarte multe și goluri. Luis Munteanu este golgheterul echipei cu 20 de goluri și 7 asisturi. Toate e lider și la asisturi. Coman, 6 goluri, 7 asisturi. Ok, Denisman a marcat și el foarte multe goluri. 19 goluri marcate de Denisman. Foarte tare și sunt curios să văd ce am făcut și în Conference League. Pentru că în Cupa României, după cum probabil ați văzut, am fost eliminați de Botoșan în round of 16 gen. Dar avem UEKL, Conference League, Group Stages. N-am fost în Conference League, am fost în preliminarii pentru UEFA Europa Conference League, dar n-am trecut de preliminarii și atunci n-am ajuns în grupe gen. Adică n-am trecut de calificări și atunci n-am ajuns în grupe. Da, make sense. Oricum, oameni faini, cam atât ar fi cu acest videoclip. Așa arată echipa noastră, cea mai scumpă echipa a României pe care o avem în acest moment. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Îi mulțumesc încă o dată abonatului nostru care ne-a dat această sugestie acolo în comentarii. Eu am fost Daniel, până data viitoare, să ne auzi cu bine la următorul videoclip. Bye, bye!